v-am propus să conduc eu. Ca ce chestie? Mașina este a mea, nu e a dumneavoastră, da? Da, dar acum nu sunteți în condiția în care ar trebui să conduceți. Ar fi de preferat să... Trebuie să facem ceva. Hai să mergem! Ce simplu e pentru dumneavoastră, nu-i așa? Iar dumneavoastră vă place să complicați lucrurile, umbla pe unde nu trebuie! Liniștiți-vă, n-aveți voie să vă enervați! Nu mă enervez, dar el a fost de vină! Da, bineînțeles! Nu sunteți de acord? Sunt de acord! Și cred că ar trebui să vă luați vitaminele. Nu, nu, gata, m-am săturat la ea din două ore, nu mă... Trebuie. Nu, mă! Nu, am zis nu! Sunteți obligată! Mă împingi pe mine! Hai să iei exact atât de cât te trebuie, ți-e clar? Ele întăresc oasele bazinului tău și ale copilului. Va trebui să-mi cumpărați o mașină nouă. Asta nu-ți mai place? Mi-a buțit asta fața mașinii cu căpățâna lui! Fie. Doar că vreau o mașină mai scumpă. Mi-ați promis că vei fi generoasă și acum vă zgârciți. Mai scumpă. Și mai ce? Deocamdată atât. Bine, să mergem odată. Cum adică să mergem? Pe și el? Ce-i cu el? Nu șoptește ceva, e viu, e viu! Perfect, până și are să-i aduc din China. Să mergem odată, cred că ne-am rătăcit. Cum adică să mergem? Sunteți o persoană atât de corectă tot timpul, atât de principială, atât de cinstită și pe ăsta lăsăm acum aici? Și ce propui? Să sunăm la ambulanță, la poliție! Ca să te ia, prost nu mai poți fi. Dar de ce să-mi ia pe mine, pe dumneavoastră?